Tot despre o declarație a domnului premier acum, domnul Florin Cățu, făcută astăzi, am văzut într-un interviu, dânsul a anunțat că legea care interzice înstrăinarea acțiunilor și activelor companiilor de stat va fi abrogată. Știu că este o lege pe care dumneavoastră ați... Dacă eu împreună cu colegii din senatorii PSD. Cum vedeți acest anunț venit din partea premierului? Dom'le, este, eu constat că... E necesară abrogarea acestei legi? Ferească Dumnezeu, cum să fie necesară? De ce ar fi necesar? Doamna Angheluș, legea asta a avut un parcurs foarte, foarte sinuos. Să știți că ea a fost votată de două ori în Parlamentul României. Prima dată, sau după prima votare, președintele Iohannis a trimis-o la reexaminare. Noi am revotat-o, a promulgat-o președintele, ea este în vigoare în momentul ăsta și aflu astăzi cu stupoare de la domnul Cîțu că dorește să o abroge. Adică ce vrea să facă? Din nefericire, vrea să vândă participațiunile statului la cele mai importante companii, adică CEC-ul, Hidroelectrica, Transelectrica, Portul Constanța, știți ce miză uriașă este Portul Constanța pentru unele țări din Europeană și în mod direct pentru Olanda. Da? Ori în momentele astea de criză financiară, când piețele financiare sunt jos, păi nicio țară din lume nu-și vinde cele mai importante active, atunci le protejezi. Germania știți ce face? Germania cumpără acțiunile companiilor private, dar tocmai ca să le protejeze de anumiți speculatori financiari, care, nu din alte țări, care le pot cumpăra acum foarte jos. Și atunci Germania le preia la stat cum ar veni și după aceea proprietarii le pot răscumpăra. Tocmai ca statul vine ca o formă de protecție, ca să nu fie subevaluate aceste companii. Ori ce face Cîțu? Avem și noi câteva perle ale coroanei. CEC-ul, care a rămas practic singura bancă de stat, după ce o capitalizează PSD-ul în anul 2019, ca să poată să fie un jucător mai important pe piața financiară bancară, având și un jucător cu capital de stat, mai poți cumva echilibra dobânzile în piață, altfel dacă lași totul în mâna băncilor străine, își fac ele jocul cum vor. E bine, noi am capitalizat CEC-ul ca să-l vândă Cîțu acum. Portul Constanța, atât de râvnit, spuneam, de atâta lume, aeroporturile, hidroelectrica, adică, și vreau să fac aici o comparație, uitați-vă la Cehia. Cehia are compania de stat CEZ-ul, care este operator regional în piață. Deci CEZ-ul cumpără participațiuni în multe state și CEZ-ul și în România a avut acțiuni și a fost un investitor important în România. În atunci domeniul energiei. Ori noi vindem, domnule, noi nu știu ce interesare. Omul să abroge aceste legi. Domnule, omul ăsta este, are o, cred că are o, nu știu, un obiectiv major. El vrea să vândă tot. De ce? Păi aici ar trebui să-l întrebăm de ce vrea să vândă tot. Încă o dată, în primul rând, formația lui profesională este aceea de gambler. Deci omul era o persoană care la... banca unde a lucrat la ING era trader, adică vindea, cumpăra, obținea comisioane și așa mai departe. Apropo, poate acum că văd că ANAF-ul are acces la conturi de vreo 3 zile, poate aflăm și conturile din offshore a domnului Cîțu. Domnul Cîțu ne-a spus că are bani în offshore. Domnule, firesc primul ministru al României să aibă bani în offshore, să nu-i aducă în țară? Cum? Primul ministru al României eludează statul român, nu plătește impozite la statul român și își trimite banii în offshore? Orice exemplu este ăsta? Ne mirăm de ce sunt încasările reduse la bugetul statului. Păi iată de ce. Pentru că primul ministru ne dă un exemplu. Țineți-vă banii în offshore ca să nu plătiți impozite la statul român. Vă spuneam, și din cauza formației profesionale a lui, el trebuie să vândă tot ca să se obțină niște beneficii. Nu știu, comisioane? Întreb, păi, cum să vinzi tu în momentul ăsta? Dom'le, ții cu țara ta sau ții cu alții? Păi încă o dată, cum să vând eu ce am mai de preț în țara asta acum? De ce acum când e prețul jos? De ce nu hidroelectrica nu devine
pe modelul CEZ-ului, operator regional pe piața, este un mare producător de energie. România are un potențial energetic uriaș. Ori noi ce facem? Ne vindem tot în loc portul Constanța, de exemplu, că trec la alt obiectiv. Portul Constanța, în loc să-l valorizăm, că e poarta de legătură între Europa și Orient și spre Turcia, ori noi vindem portul Constanța? Deci spuneți că poate ar fi anumite înțelegeri și cu companiile străine pe care 100%. Premier le-ar avea. Păi 100% sunt înțelegeri. Cu CECU? Cum să vinzi tu, dom'le, CECU? Uitați-vă că țările, nu vorbesc din Europa Occidentală, vecinii noștri, polonezii, ungurii, au ponderea capitalului de stat în sistemul bancar, undeva polonezii au peste 50%, ungurii se apropie de 30%, ori noi avem 11% și renunțăm la CEC. Păi dacă renunțăm la CEC, s-a terminat. S-a terminat. Suntem pradă, practic, băncilor străine care fac ce, oricum fac ce vor în România, din cauza, cel puțin de când e Câțu, băncile fac ce vor în România. Uitați-vă că toate măsurile care s-au luat în pandemie au fost să protejeze sistemul financiar bancar. Ce am făcut acum? Am amânat plata ratelor. Păi știți că asta este o povară uriașă, doamna Angheluș, o povară uriașă pentru cei care și-au amânat ratele. Pentru că măsura respectivă ce prevede? Să se plătească dobândă la dobândă pentru perioada în care nu s-au plătit ratele. Deci păi ăsta e un sprijin. Plăti mai mult România, cu mult mai mult vor plăti. Cu mult mai mult vor plăti, pentru că pe perioada amânării se calculează dobândă la dobânda care s-ar fi cuvenit pe perioada acestei amânări. Păi ăsta e sprijin? În schimb, v-am spus, totul pentru sistemul financiar bancar. Eu voi fi adversarul pe viața al acestui om, pentru că în toată această perioadă dificilă a pus toată povara acestei crize pe spinarea oamenilor și a companiilor românești care sunt la pământ și pe care practic nu le-a ajutat cu nimic, că acel 75% nu e un sprijin pentru companiile românești. Da? A pus toată povara pe români și pe companiile românești favorizând entități din sistemul financiar bancar. Păi cum să sprijini tu să dai 400 milioane de lei pentru companii multinaționale de reasigurare, doamna Angheluș? Statul român sprijină companii de reasigurare? Cum adică? De reasigurare creditului comercial? Păi noi dăm bani pentru multinaționale străine, iar pe companii românești le îngropăm? Așa? Asta e politică de stat?